Astăzi începe campionatul Ligii a treia. FC Metrgoviște va avea o misiune dificilă pe teren propriu, va întâlni pe Pandurii Târgu Jiu 2. Meciul va avea loc pe stadionul Academiei FC Metrgoviște din localitatea dâmbovțeană Șotânga de la ora 18 și va fi arbitrat la centru de Adrian Paraschiv, ajutat la cele două linii de Eduard Petrov și Nicolae Mățăoanu. În garnitura Pandurilor vom întâlni jucători care au evoluat pe prima scenă a fotbalului românesc și aici amintim pe Tătaru, Rada, Avramescu, Bucur și portarul Horbat, toți generația 90-91. Mai avem de amintit jucători de Liga 1, Voina, Pleașcă. De asemenea, lotul celor de la Panduri se află junior de 93-94-95. Obiectivul celor două echipe este diferit. FC Metrgoviște își dorește promovarea în Liga Secundă, iar Pandurii își doresc un loc mai bun în clasament și promovarea jucătorilor tineri la echipa din Liga 1. Președintele celor de la Pandurii ne-a declarat că FC Metrgoviște în acest meci pleacă cu prima șansă.